Salut, Pavel! Salut, bine ai venit! Bă, mă, da... da. Scuze! Da, bă, mi-era dor și mie de tine! Hai, încă o dată! Serios? Asta e. Dai, Doamne, deci trebuie să luăm așa distanță. E. Dar tu ai mâna un pic mai scurtă, deci trebuie să stăm un pic mai departe. Nu, depinde, așa. Că dacă țin dreapta e mai lungă. A, și dacă țin stânga nu e cum bine, trebuie. Eu știu să joc, să fie și stânga mult mai lungă decât îți dai seama cum ar fi să ne întâlnim cu Ghiță Mureșan, de aici ar fi așa, de fapt. Și mă, de, ar fi cu Ghiță Mureșanu, intrăm noi, el undeva deasupra reflectoarelor. Radical. Și, bună, ce faci? Adică poți pune pe oricine să zici, ești Ghiță Mureșan. Da, da, da. Ce face tăticul cu Pavel Bartoș? Ai mai fost în Hawaii? Mai fost preza nouă? Am fost în Hawaii, dar unde n-am fost? Dar cel mai important e că am fost cu ale mele fetițe. Adică cred că acest timp, dincolo de toate, pentru că știi cum e, e un pericol care ne pândește zilele, adică în general. Mm-hmm. Dar dincolo de toate, eu am luat lucru bun din toată această izolare. Că poți să stai și anume că n-am mai stat atâta cu copiii mei de mult timp. Și crede-mă, au atâtea să-mi spună, încă mai au atâtea să-mi spună, au avut atâtea să-mi spună. Ne-am jucat atât de mult timp, adică pentru mine a fost un timp o de mare prelungită calitate. Așa. Da. Da, văd că ai și slăbit în perioada asta. Serios. Da, pentru că, știi cum e, mi-am impus. Dar nu că mi-am impus, pentru că neavând o activitate fizică extraordinară, nici nevoia de a mânca sau în general... Tocmai toți cei care au fost în pandemie au mai luat kilograme în plus la tine, văd nu, că ai scăpat nu, de ele. Nu, pentru că mi-am făcut... foarte important a fost, am realizat că dacă nu-ți faci un program... E haos. O să ai senzația că nu ai timp, nu ai, nu, dacă vrei să-ți faci un vlog sau orice, îți fixezi. Am 2 ore pentru aia, 2 ore pentru aia. Și atunci mult timp pentru copii. Și am avut, crede-mă, cred că am recuperat toți anii. La casa de și, Pavel. Da, toți anii i-am recuperat și mie mi-a căzut foarte bine. Normal că îmi lipsesc filmările, normal că îmi lipsesc spectacolele de teatru, normal că îmi lipsesc multe, dar timpul ăsta pentru mine a fost mană cerească. Tocmai de aceea nu le lipsesc celor de acasă, românii au talent, pentru că ușor, ușor se apropie și finala. Da. Mai e puțin. Da. Mai avem o, cum să zic eu, vom da premiu de, pentru cel mai original număr, care va fi vinerea aceasta. Da. Vor fi 22 de numere care v-au cucerit, care ne-au cucerit, iar pe 29 vom avea marea finală. Marea finală, românii au talent, unde cei care au luat Golden Buzz-ul se luptă pentru marele premiu. Da, așa e. Doamne, am ajuns și cu sezonul 10 la final. Nu-mi vine să cred. Perfect. Acum ești pregătit să, pentru un platou de plăcintă cu mere sau cu brânză? Câștigătorul abia, ia tot. Abia eram pregătit pentru platoul tău. Să știi, da, fii atent. Da, dar ideea tragi este la că... țintă și primești plăcintă, putem să spunem. Și acum să ne ducem în extrem. Cine a pus mâna pe ele înainte? Nimeni. Au venit așa, am înțeles. Da. Haideți să luăm fiecare cu arcul lui. Știi despre ce este vorba? Bun, haideți să le explicăm și celor de acasă. Ce face, da. Păi fii atent, Iarcu. Nicolae, ia explică-mă tu, că tu ești cu... Fii atent, se vede aici la tribuna oficială, da? Da, da. Aveți fiecare câte un arc și 3 săgeți. Înainte să trageți cu o săgeată, vă învârtiți în minge de 3 ori. Adică în jurul mingii. Da, cu minge. Mâna pe minge, mingea pe podea. Aoleu, da? Aoleu. După care... oameni buni, noi avem aici operatori. Unii la care chiar ținem, unii cu care am început, românii au talent, unii care mă știu de când eram atâtica și uite... Exact. Mă rog, Pavel, putem să-i țintim pe ceilalți. La fiecare care înțeles. Nu ținem și cu care n-am început. La fiecare... pleacă! Pentru că țin la tine. Haide, deci ești primul tu. Deci... Lăsați arcul jos! Întâi lăsăm arcul jos tragem în același timp. Vă învârtiți de 3 ori. Păi omule, există riscul să tragem unul în altul. Hai mai bine să facem separat. Asta este, dar sunteți ca 2 Iron Man la această emisiune. Perfect, hai de 3 ori sau de 5 ori ne învârtim? De 3 ori, 3 ori. De 3 ori pentru că Pavel este foarte rapid și că a zis să nu te lase în urmă, că așa a zis. Da, asta au fost dezinfectate. Au fost dezinfectate. Mai depărtați un pic, să nu vă loviți. Mai depărtat, ia. Hai, 1, 2, 3 și... Una, de două ori. Trei, luați săgeata și arcul și la țintă. Stai. Repede. Stai, care termină primul? Hai. Și după aia numărăm punctele după tablă. Dai. Ah, ce aproape. Ai Pavel. Dat la 5, la un pic, din 6. Și Pavel ce face? Stai un pic. Păi aia a trecut amețeala, mă. Păi nu l-a așteptat, tu învârte-te. Hai, eu... Fugi, dai, trei ture. Ai pierdut timp prețios, cătă. Două. 3. Hai, următoarea săgeată. Mamă, Nicolăină, dacă repede, trecem de perioada asta... Repede, hai că ești înainte, hai! Stai. Hai! Dă-i! Oh, bravo! Bună! 7! Se pune 7! 1! 2! 3! Hai, repede la plăcintă! Hai că vreau eu
plăcinta cu brânză, hai! Deocamdată? Da, hai, cântă pentru dacă plăcintă. Dau în centru... Dacă dai în centru, gata, l-ai terminat. Cine dă în centru, hai! Oh. Dai, dai, dai! Și acum, doamnelor și domnilor, tribunele! Dă-te! Deci am pierdut plăcinta! Ai pierdut, cătă! Hai să numărați punctele, hai! Hai să vedem! Stai un pic, am 7 plus 6. Care? Nu, păi ăsta, ăsta e cel mai aproape. Da. Ăla se ia în considerare. Am mușcat și din roșu, păi, 9. Un pic, ăsta da, două sale tale, ăsta două 9 și 8. Păi da, și eu am aici. Off. 6. 6. Nu ai 6. Păi 6, nu vezi că e 6 ăsta, că ăsta câte. Am mușcat, hai. Care am mușcat din 6, uite, e 6. Da, 6. Așa. 6 și cu 7. Nu, ăsta e al meu. Ăsta 6 și cu 7. 13. Și 8 cu 9. Care 8? Unde e 8? 8 și 9. Păi alegi 1, nu 2. Păi a căzut. Alegi 9. Bun, aleg 9. Păi și ai pierdut. Păi da, dar eu știu că cel mai aproape de țintă. Hai, bă, da. Pavele, bă, bine, uite, încă una. Uite, încă una, încă una. Hai, gata. Fără învârtitură, da, mă, nu, bine. Că m-ați omorât, pe bune. Deci, hai să vezi dacă că mă pui să mănânc și plăcitele și după aia să... Păi hai să ne mai învârtim. Hai, învârte-te că eu trag. Perfect, hai. Hai, deodată. Asta e decisivă. Nu mă, dar trebuie să și învârtim. Hai să ne învârtim. Da, hai să învârtim. Da. De 5 ori de data. Hai de 5 ori. De 5 ori și care dă cel mai bine. Da, dar dă cel mai bine aplator. Hai, start! Una. 2. Cine am apus, mă, să zic 5? 3. 5. 4. 5. Hai, 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 dă-i, 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 dă-i! Dă-i, 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 dă-i! Dă-i, dă-i! Du-te și iată geata! Eu am atins-o, măcar! Pavel! Stai un pic! Pavel, iată geata și mai trage o dată! Mai, stai, stai, stai! Fie-te un porumbel! Hai, bravo! N-ai ce să concurezi la asta! Bravo, mă! N-ai ce să concurezi! Pavel, până la cinta rămâne redacție! Așa e! În condițiile astea mă sacrific, plăcinta merge mai departe. Dar să știi că noi suntem totuși oameni serioși. Șef Adad, prietenul meu, a început să facă livrări. Șef Adad, te iubim și te respectăm. Mamă, și uite-te ce ne-a trimis Șef Adad. Șef Adad e senzațional, e prietenul nostru care până acum gătea la casă. În această carantină mi-a trimis și mie Șef Adad niște lucruri. E bun. Doamne, nu că e bun, e extraordinar. Da, mă, dar omul acum a început eu să facă livrări. Omul a început să facă livrări, iar pentru pâinea asta marocană eu cu siguranță o să tot comand la Șef Adad. Mamă, uite humus, dar asta îți dau ție platou. Doamne, deci adevărul e că am fost un răsfățat în perioada asta, mi-a trimis și Hădean niște lucruri. Poți să iau un tiramisu? Te rog frumos, simte-te ca acasă, că tu ai câștigat, nu eu am câștigat. Perfect, așa. Deci... Tiramisu, plăcintă, ia, stai. Gata, ți-ajunge. Ți-ajunge, gata, gata. Adică să nu exagerăm, mai sunt și alți oameni care... Perfect. Tocmai de asta. Nicolaina, ia, prinde asta. Dă-o încoace. Bravo, mă, Doamne, deci este prima mea ieșire în lume. Și cum ți se pare? Și am dat în mintea copiilor. Dar îmi place, mi-e bine, adică îmi dă o stare de cât de cât de normalitate, care e foarte importantă în aceste Bravo! Clipă. Bravo. Că normal că mi-a făcut plăcere să stau atâta cu familia mea, dar aveai nevoie și am de aceste nevoie. Ieșiri. Și abia aștept dar să vorbim. Dar de ce nu ai venit cu familia ta? Adică să petreceți timp împreună. De aici, vin de la familia mea, mă duc la familia mea. Așa da. Că o să ne vedem, cum să zic eu. Mie mi-a făcut bine această perioadă. Dincolo de, da, mă, într-adevăr, dincolo de, cum să zic eu, dramatismul situației, mie mi-a făcut bine. N-am mai fost atât de mult cu familia mea de mult timp. Fii atent. Hai. Vreau să da. Fie fața pe tot televizorul, să fie cadru pe tine. Ia-o-le. Pentru că... Nu, acolo, fii atent. Așa? Dar nu te super pe noi. Păi acum, ce că nu, întâiați un ăsta păi nu, dar deget... spunem în direct, pentru că apoi poate pe emisiune, bă, ce mi-ați făcut, ce nu știu ce. Aura. Și nu te super nici pe soție și nici pe copii. A, bine, hai. Au vrut să fie alături de Dacă tine. Dacă i-am zice... Cum adică? Soția mea să vină în direct? Nu cred. Da, zic că nu vor să te lase singur și sunt și cu fetițele. Nu cred așa ceva. Bun, dar nu te super, ai zis. Dar nu cred așa ceva. Băi, nu te super, promiți, ai promis. Nu mă super! Au venit să fie alături de tine că le-ai lipsit în perioada asta. Nu cred! Stai, Anca, Pavel, că am glumit, băi, păi, stai liniștit. Mamă, deci, Anca! Deci, gândește-te... Te-au trecut Anca, toate apele! Păi nu, ideea știi la ce mă gândeam, la soția mea. Da. Anca, care în această perioadă, da. Deci am respectat toate măsurile posibile da. Și imposibile. Ar fi ieșit din casă fără să spună. Să... Nu, noi am vrut să facem deci gluma asta și lui Bobonete, abia aștepta să întâlnă la pescuit fără familie. Nu spun cum m-a lăsat pe mine. Adică păi, vreau să-i mulțumesc că m-a lăsat și uite, tot în siguranță mă duc acasă. Dar stai să vezi că te duci acasă, cum e dezinfectant, interior-exterior.
pe bune, deci lasă-mă că am experiența, deci până noi când ne ducem la cumpărături, când ne ducem rar, după aceea trec încă vreo 3-4 ore până se întâmplă fenomenul de sterilizare și de... Cunoaștem. Da. Să știi că am vrut să-ți facem o surpriză pe principiu pe care am vrut să-l facem și lui Bobonete. El, după toată nebunia asta, pe 15 mai și-a dorit să se ducă la pescuit cu băieții, așa, fără familie. Și am făcut o surpriză, că îi ducem familia acolo și la fel a avut o reacție un pic neașteptată. Da. Pavele... Da, vă mulțumesc. Ne vedem pentru cei care, pentru că la teatru va mai trece până ne vom vedea. La teatru ne vedem până atunci pe canalul de YouTube, pe toate celelalte YouTube, Pavel Bartoș. Așa și bineînțeles la România au talent. La România au talent de vineri începând și cel mai bun se câștige. Și totuși stai să saluți fetele. Aule, uite ale mele. Da. De 1 iunie anul trecut. Las că vine 1 iunie și anul ăsta, alte desene, alte activități. Doamne, te uiți așa, știi, la starea asta de normalitate și, de fapt, acum începe să se facă dor. Știi că era titlul ăla în ziarele din Franța, nu știam cât de bine ne era. Da. Și să știi, mie mi-a fost și bine și în această perioadă, vreau să recunosc, stând cu ele acasă, am redescoperit niște lucruri, am descoperit niște lucruri la ale mele și da, îmi face mare plăcere să stau cu familia mea. Iar ele au descoperit că pot să fie stiliste mâine, poi mâine, să se apuce. Vai, de... Deci ce bucurie a fost pe ele când m-au tuns. Deci nu-ți spun, doamne, da, mă rog, deși eu mai aveam 2 zile, ieșeam cumva din această... Da, au vrut să-și spună ele amprenta. Dar au zis, iar pentru bucuria asta am zis, merită orice. Deci, pentru că își vor aminti toată viața de acest moment. Te pupăm, te iubim, Pavele, și numai bine.